Reprezentanții USR Brașov au organizat o conferință de presă în cadrul căreia s-a discutat despre rezultatele obținute de partid la alegerile locale din 27 septembrie în județul Brașov. Alături de primarul ales al Brașovului, Alen Coliban, s-au aflat președinții județeni Irineu Darău și Tudor Oprea, Marian Arhire, deputatul Tudor Benga și primii trei consilieri județeni USR Plus. Noi ne vom consolida, ne vom extinde, vom acoperi și comunele din județ pe care n-am reușit să le acoperim în acești 3-4 ani. Deci mulțumesc încă o dată tuturor oamenilor din acest județ, multora care ne-au dat încrederea și datorită cărora suntem în consilii locale, suntem în consilii județene și le vom reprezenta interesele acolo. Cred că realmente avem ocazia acum să dovedim și să arătăm oamenilor tot ceea ce suntem în stare. Mă bucur că avem ocazia să punem pe masă de aici mai departe și ceea ce putem face la nivel executiv, dat fiind că până acum am fost prezenți numai la nivel legislativ. A venit momentul construcției. Este momentul în care trebuie să ne punem pe treabă. Avem 4 ani de zile în care să demonstrăm că putem să facem mult mai bine pentru comunitățile din care provenim și pentru comunitățile pentru care am intrat în politică. USR Plus a obținut 3 primari în județul Brașov și 77 de consilieri, din care 8 sunt consilieri județeni.